În continuarea ședințelor comisiilor de specialitate, la care ați asistat, se derulează ședința de plen al Consiliului Local al Municipiului Moinești. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Moinești în ședință ordinară pentru astăzi, 10 decembrie 2020, s-a efectuat prin dispoziția primarului Municipiului Moinești, numărul 295/2020. Convocarea s-a efectuat cu respectarea prevederilor articolului 133 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți în sala de ședințe toți consilierii locali ai Consiliului Local ai Municipiului Moinești, validați în funcție. În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, pentru aprobarea proceselor verbale înlocuite la ședințele Consiliului Local din luna noiembrie, consult plenul dacă există obiecțiuni sau completări asupra conținutului acestuia față de conținutul care a fost transmis către dumneavoastră spre analiză. Sunt obiecțiuni? Nefiind obiecțiuni față de conținutul care a fost transmis, supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței din 6 noiembrie 2020. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Domnul consilier Marginiu, vă rog, semnați. Abțineri? Nu sunt. Cu 18 voturi pentru și un vot împotrivă, a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței din 6 noiembrie 2020. Supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței din 12 noiembrie 2020. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Domnul consilier Marge, abțineri? De asemenea, conținutul procesului verbal al ședinței din 12 noiembrie 2020 a fost aprobat cu 18 voturi pentru și un vot împotrivă. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a parcurge ordinea de zi propusă de către executiv. Mulțumesc, domnul secretar. Bună ziua, domnilor consilieri, domnul primar, stimați invitați. Supun la vot ordinea de zi a ședinței din 10 decembrie 2020. Cine este pentru? Cu mențiunea retragerii punctului 14 pe ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost adoptată cu mențiunea făcută. Trecem la punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al municipiului Moinești. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7. Cu modificarea, supun la vot, cu modificarea făcută de doamna director economic. Și articolul propus de domnul consilier. La punctul următor. Așa. Deci, încă o dată, raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Discuții, întrebări referitor la proiect. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Cu amendamentul făcut. Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor în vederea atribuirii contractelor de concesiune pentru bunuri de proprietate publică aparținând municipiului Moinești. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări? Dacă nu sunt, să punem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă?
Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Moineș, județul Bacău, pentru anul 2021. Cu amendamentul domnului consilier Margine, privind un articol distinct în proiectul de în hotărârea care se va da cu reducerea 50%, 50%. Și eu nu particip la vot. Și domnul consilier nu participă la vot. Raport Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru. În împotrivă. În consilier de Urbanism. Discuții, întrebări? Da, tot eu aici. Optim, domnul consilier. Exact cum am spus și în ședința pe comisii, eu mențin aceleași amendamente și o să le repet. Mai exact, pentru facilitățile fiscale cetățenilor de onoare al municipiului Moineș, am înțeles că o să primez la domnul primar lista cu cei care au solicitat deja acest lucru, o să vreau aici să depun amendamentul pentru o perioadă de maxim 3 ani de zile. Da? Asta am văzut că se practică peste tot. Bun. La punctul cu taxele locale pentru piețe și tarabe, îmi mențin amendamentul cu reducerea acestora cu 25% și repet și motivele, pentru că s-a referit domnul primar și mi-a explicat că este vorba de persoanele care nu au care nu au vândut, nu au plătit, dar totuși vânzările, să fim sinceri, anul acesta nu au mai fost cele care au fost în alți ani. Știm foarte bine că pandemia au afectat persoanele, vânzătorii, producătorii, au stat în casă, știți foarte bine că s-a stat foarte mult în casă, nu mai sunt vânzările comparativ cu cele din anii anteriori. De aceea eu aici propun să fie cu 25%, măcar pentru anul fiscal următor, mențin amendamentul. Da? La taxele locale pentru parcare, mi-ați răspuns foarte frumos că parcările trebuie făcute, trebuie amenajate, dar s-a dovedit că întotdeauna se pot face și eu propun ca cei care sunt în mâine și au această parcare de 20 de ron obligatoriu să fie eliminată punctul A1 și punctul A2, motivând faptul că sunt foarte multe persoane care au mașini pe alte unități administrative teritoriale, le au în Moinești, sunt înmatriculate acolo, sunt în fiscalitatea lor și nu plătesc această taxă. Eu o consider o taxă inutilă, părerea mea. Îmi mențin același amendament privind utilajul care poate să fie închiriat, bul de excavator și alte utilaje, la 100 de lei ora în loc de 120. Și dacă spuneți că sunt foarte multe solicitări, n-ar fi rău să mai achiziționăm unul și să-l dăm, să facem bani, dacă tot vorbeam o de... O taxă diminuată, că a spus cu una diminuată. Păi cu una diminuată, la 120 la 100, la 100 de lei și dacă tot sunt atât de multe solicitări, cum a spus în comisii, să mai achiziționăm unul. Dacă găsim sursa de finanțare, 3 iau. Da, ok. Bun. La fel și chiriile din piața agroalimentară să fie reduse cu 20%, pentru că părerea mea că fac parte din aceeași categorie. Și mențin și acolo unde scrie pentru ONG-uri, dar mi-a explicat doamna consilier că cei care vând bilete, deja 25% plătesc către Consiliul Local. Astea sunt amendamentele mele și mi le mențin. Doamna secretar. Domnule președinte, având în vedere că aceste amendamente nu au avizele comisiilor de specialitate, vă rog fie să le supuneți la vot în plen, fie să îmi spuneți care este avizul pentru aceste amendamente, ca și propunere la proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi la numărul 5. Da. Supunem, dacă mai sunt alte discuții. Eu aș vrea să vă întreb ceva. Ați anunțat acest amendament în cadrul comisiilor de specialitate, când în sală erau prezenți aceiași consilieri, același aparat de lucru. Acum ați făcut-o să audă camerele de la vedere sau vreți să mai repetați o dată? Mențin aceeași idee, pentru că nu neapărat că n-a fost... Dacă e cazul, invităm camerele de la vedere și la comisii, ca să nu mai repetați. Fără nicio problemă, nu am nicio problemă. Nici nu sunt camere, nici știm de ce ați menționat acum. Am menționat așa lucru pentru că în comisie ați văzut că nu... mi s-a spus că nu se pot propune, pentru că deja a fost respins acest amendament, dar eu mi le mențin și în... propun în plen. Și în plen. Dacă vrea domnul președinte... Dar încă o dată, repet. În cazul acesta, chemăm televiziunile și la comisie ca să nu mai pierdem timpul să-i anunțați de două ore aceste. Știți foarte bine, da, părerea mea cu transparența și cu presa care poate să fie prezentă oricând. Nu, dar astăzi ați făcut-o pentru camerea a doua oară, am considerat. Indiferent, am făcut-o.
Alte discuții? Atunci supunem la vot proiectul propus în forma inițială. Cine este pentru? Vă rog să numărați. Cu amendamentul. Cu amendamentul. Forma inițială. Deci forma inițială. Cu amendamentele aprobate pe comisie. Cine este pentru? Voturile împotrivă? Abține? 3 abține. Domnul nu participă la vot. Deci, 14 pentru, un consilier nu participă la vot și 1 împotrivă și 3 abține. Corect, da? Da. Supunem la vot amendamentele făcute de domnul consilier Pascaleni. Cine este pentru? 4 voturi pentru. Cine este împotrivă? 5. Abțineri. Deci, și domnul consilier nu participă la vot. Și atunci, amendamentele au fost... Deci, 4 voturi au fost pentru. Un consilier nu a participat la vot și 14 sunt împotriva. Înseamnă că forma inițială cu amendamentul făcut a fost adoptată. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în municipiul Moinești de gestionarea situației de pandemie generată de COVID, de virusul SARS-CoV-2, COSMIS 147.044. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre UAT Municipiul Moinești și Unitățile de Învățământ Preuniversitar de Stat din Municipiul Moinești în vederea derulării proiectului Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din Municipiul Moinești de gestionarea situației de pandemie generată de virusul SARS-CoV-2. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotriva? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în fond forestier a suprafeței de 2,3 hectare, teren împădurit, situat în punctul de alta Juga, municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Deci, 18 voturi pentru, o abținere. 9.
Proiect de hotărâri privind transmiterea unor imobile situate în municipiul Moineș, strada atelierilor numărul 5, județul Bacău, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Public, parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, în domeniul public al municipiului Moineș. Raport Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Discuții, întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Voinești a unui imobil situat în municipiul Voinești, strada Poprilor numărul 2B, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Discuții, întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării categoriei de folosință a unui imobil teren situat pe strada 1 Mai, municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, în unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate închiriere aflate în domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinei de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii aflate în domeniul privat al municipiului Moinești, de sub Bacău. Raport Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări? Singură întrebare, nu sunt eu la mâini. Poate cineva să se afle pe ce artistă de priorități și la domeniul privat și la domeniul public? Da. Mulțumesc. Da, sunt și poate afla pe numele liste, dar cu adeptul documentație și pentru... Da, sunteți mulțumiți? Da. Da. Atunci, alte discuții, alte întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotriva? Abțineri? În unanimitate de votul, proiectul a fost adoptat. Proiectul 14 a fost retras de pe ordinea de zi. Trecem la 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în favoarea SC Delgaz Grid S.A. a unui teren aparținând domeniului public al municipiului Mărești, județul Bacău. Raport Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Domnul Dârlea nu participă. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Deci cu 18 voturi pentru și o neparticipare la vot. Proiectul a fost adoptat. 16. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 35 din 14.02.2019, privind aprobarea de organizării Clubului Sportiv Municipal Moinești. Cu membrii care au fost opuși, domnul Paloșan, domnul Ghiop, domnul Chiricheș Fărean.
Așa. Care supune raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Juridică. Moment, aici ce vă dau acum? Că ați avut teren, ați avut întâi supun la vot felul cum votăm. La vedere a fost votul. Și a fost în urma... În urma votului, deci o să dau citire la fiecare parte, da? Da. Domnul Paroșan a obținut 4 voturi pentru. 1 împotriva. 1 împotriva. Domnul Ioc, 3 și 2 împotriva. Chiricheș, 3 cu 2 împotriva. Macu, 4 împotriva și 1 pentru. Și domnul Dârleu, Dârlea, 4 pentru, 1 împotriva și 1 pentru. Da. Supunem la vot modul de a vota comisia la vedere sau secret. Cine este pentru votul la vedere? Numărat. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14. Cine este împotrivă? E bine, da? Cine este pentru votul secret? Pentru votul secret, am spus. 5. Cine este împotrivă? 3. Abține? Atunci adoptăm votul la vedere, conform votului pe care l-ați exprimat. Supunem la vot proiectul de hotărâre privind acesta, numărul 16, cu membrii comisiei pe fiecare în parte. Cine este pentru domnul Paroșanu? Cine este împotrivă? 2 împotrivă. Și abțineri? 1 o abțineri. Domnul Catan. Da. 2, 1. Pentru domnul inginer Ghiu Cornel. Voturi pentru. Împotriva? 4 voturi împotriva. Abțineri? 1. Și o abținere. Deci atunci 14. Nu. 14. 14-4-1. Da, a ieșit. Pentru domnul Chiricheș Spaniel. Voturi pentru? 10, 11, 13, 14. Voturi împotriva? Abține? Da. Pentru domnul Marcu, voturi pentru? 3, da? 3. Voturi împotriva? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Abține? 1. Da, este. Pentru domnul Dârlea, voturi pentru. 3. Împotriva. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Abține. Mai trebuie abținere. Abținere este? Nu este. Ce vă dat de domnul Paroșan a votat și pentru și... Deci eu sunt pentru domnul Chiricheș. Deci sunt 3 pentru, 15 împotrivă și ar trebui o abținere. Atunci... Cine sunt cei împotrivă? Cei împotrivă? De împotrivă, ridicați până sus, vă rog frumos. Am votat și pe ei. Și la prin sus 4 împotrivă.
Că el a făcut cu domnul Chiricheș, dar era vorba de domnul Chiricheș. Da, nu e nicio problemă. Nu e să zic așa și împotriva sau autonomă. Nu e să zic așa. Da. Așadar, cei trei care fac parte din comisia, din Consiliul de administrare, director al Clubului Sportiv Municipal Moinești sunt domnul Paloșanu, domnul Biot, domnul Chiricheș. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă. 3 împotrivă. Abțineri. Și 2 abțineri. Deci, ați avut 14-3. 14-3-2. Cu aceasta, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul 17, diverse. Domnul primar, poftiți. Având în vedere că aceasta este ultima ședință ordinară din acest an, am să trec în revistă câteva aspecte. Și în primul rând aș vrea să încep cu această perioadă critică pe care am parcurs-o cu toți în acest an, și anume această pandemie. Iată că ne aflăm deja la vreo 9 luni aproape de când gestionăm acest virus. Eu zic că am reușit în mare parte să ne achităm de sarcinile pe care le avem, atât Consiliul Local Vechi, Consiliul Local Nou, Comitetul Local pentru Situații de Urgență, dar și instituțiile publice cu care colaborează Consiliul Local și Primăria, și anume Spitalul Municipal de Urgență, școlile din municipiul Moinești, cât și Poliția, Jandarmii și Pompierii. Vă pot informa că din situația primită astăzi, municipiul Moinești are un grad de infectare de 1,84 la 1000 de locuitori. Nu este îmbucurător acest grad, dar față de celelalte localități, precum Bacău, care are 4,09, Oneștiu, 3 și ceva, eu zic că, ca și municipiu, ca și localitate urbană, suntem situați mai bine decât dumnealor. Asta și prin ceea ce facem noi aici la primărie, ceea ce au înțeles cetățenii municipiului Moinești să păstreze distanța și să se încadreze în sarcinile pe care le devin fiecăruia. Pentru că vorbeam de pandemie și de activitate sanitară, aș începe aici chiar cu spitalul, pentru că sunt câteva proiecte care au fost inițiate, continuate în acest an și vor avea continuitate și în anul trecut. Aș menționa pe cel cu fonduri europene în valoare de 2 milioane de euro, care este în derulare pentru dotarea ambulatoriului. De asemenea, cu ajutorul Ministerului Sănătății, dotarea cu aparatură medicală în valoare de 33 milioane de lei, la care Consiliul Local a participat cu 10% și mai este în discuție încă și ne poate confirma doamna director economic, stadiul care pentru cele 15 miliarde, 1.500.000 tot pentru aparatură medicală. Știți ceva în momentul ăsta? În momentul acesta nu are. Deci 3 milioane sunt. Da. Deci 3 milioane sunt sigure, 1,5 mai e în discuție. De asemenea, în parteneriat cu Consiliul Județean, știți că avem un proiect de 4 milioane de euro și acela în derulare este în procedură de licitație publică pentru judecarea executantului. Nu s-a terminat procedura. 10% partea Consiliului Local, 90% Consiliul Județean, amenajarea și reabilitarea blocului, o parte a blocului operator de la etajul 6. Este în plină desfășurare proiectul din fața spitalului de la Unitatea de Primire Urgențe, finanțat de Compania Națională de Investiții în valoare de 6,5 milioane de lei. L-ați văzut cu toții, sperăm că în anul ce urmează să se finalizeze așa cum este prevăzut în graficul de execuție. Și de asemenea, la Compania Națională de Investiții am depus una trecută proiectul în valoare de 54 de milioane de ron, privind blocul materno-infantil, acea clădire care urmează să se construie în curtea spitalului pentru a extinde și amenaja și acest serviciu din spital. De asemenea, pot spune de proiectul de succes care îl avem în parteneriat cu Direcția Județeană de Asistență Socială, acel proiect în care construim prin fonduri europene cele trei case din cartierul Căcesat, în care vor locui câte 6 persoane cu dizabilități prelate din centrul de plasament de la Comănești,
cât și amenajarea centralei termice din spatele Bisericii Sfântul Neculai, au termen de finalizare februarie 2021, sperăm ca să se încadreze constructorul. În paralel cu acesta este și un proiect care l-am inițiat tot împreună cu cei de la Direcția Județeană de Asistență Socială pentru achitarea salariilor și celorlalte cheltuieli conexe la acest centru și nu numai și la Direcția de Asistență Socială Moinești. Un lucru îmbucurător este acela că am reușit în acest an să solicităm Companiei Naționale de Investiții câteva proiecte și iată că unul din ele este bazinul de not. Pe locația fostului ștrand se va construi un bazin de not didactic. Valoarea lui este de 8.900.000 de RON. Este în procedură de licitație la Compania Națională de Investiții. Pe data, ofertele pot fi depuse până pe data de 18 ianuarie. După care se va stabili cel care va întocmi atât proiectul tehnic cât și cine va fi executantul. Un alt proiect depus la Compania Națională de Investiții este amenajarea unei piețe bazar în cartierul Lucăcești, pe terenul unde până mai ieri se vindeau haine second hand. Iată, astăzi urmează să a trecut de ordinul ministrului, valoarea este de 2 milioane de lei și urmează tot la fel licitația pentru proiectul tehnic și execuția. Am continuat demersurile și iată că reușim și cu hotelul. Atunci când ministrul Sănătății a venit la Moinești, atunci când directorul INMRFV, care din păcate nu mai este Dumnezeu să-l ierte, dar a fost înlocuit și a făcut o vizită în urmă cu o lună de zile și noul director aici la Moinești, este la hotelul, parte din el, partea corpul A și C, corpurile A și C, sunt acum în administrarea, în proprietatea Ministerului Sănătății, în administrarea Institutului Național Balnear, și a primit comandă pentru întocmirea daliului. Termenul de predare a daliului este 31 decembrie. Deja am făcut o dezbatere publică, proiectantul și în prezența directorului INMRFB aici. Ne-a prezentat fluxurile de acolo, ne-a prezentat ce va conține, a primit și câteva modificări, având în vedere trasee, tot ceea ce înseamnă traseu, tot ceea ce înseamnă condiții de îndeplinit pentru a fi o bază o sanatorială balneară. Așteptăm până la sfârșitul lunii să depună proiectantul la INMRFB acest proiect. În curs săptămânii viitoare voi reveni la CNI pentru a rediscuta amenajarea bazei sportive a stadionului. Știți că este un proiect tot la nivel național. Am depus cererea, am trecut de comitetul tehnic de la CNI, dar au cerut câteva clarificări. Le-am întocmit și săptămâna viitoare le voi depune. Poate reușim și reamenajarea bazei sportive a stadionului municipal. Știți cu toții de acele proiecte pe anvelopări clădiri publice. Iată că se cunoaște deja la școală, la școala Ștefan Luchian, că e de bine ceea ce am realizat acolo, 2 milioane de euro. Școala Ștefan Luchian este prin PNDL, de fapt, tot o anvelopare, dar și o dotare a acelei școli. Dar pe fonduri europene, atât Liceul Grigore Popălcescu cu un proiect în valoare de 3 milioane de euro, care este în derulare acum, cât și școala George Enescu, un proiect în valoare de 1,4 milioane de euro. Știți cu toții aici, avem și contribuție proprie, pentru că trebuiau realizate acele lucrări care nu erau eligibile prin proiect, pentru a crea condiții elevilor și profesorilor să desfășoare activitatea într-un cadru corespunzător secolului 21. S-au reluat lucrările și la școala Alexandru Sever. Știți că au fost întrerupte la sfârșitul anului trecut. A fost reevaluată valoarea proiectului. Chiar astăzi am primit o factură de acolo, deci dovada este că se încadrează în graficul pe care l-am stabilit la reevaluare și astăzi se lucrează și la acea școală. Știți cu toții de proiectul de mobilitate. Mult doritul la proiect de mobilitate, valoarea 15 milioane de euro, se lucrează de aproape 2 ani de zile. A trebuit făcut acel plan de mobilitate premergător de punerii cererii de finanțare. La momentul de față, proiectul este în verificare, deci proiectantul a predat proiectul primăriei municipiului Moinești. Este la verificator, sper că într-o săptămână, două, să vină de la verificator, să întocmim caietele de sarcini și să reușim să scoatem la licitație pentru execuția acestui proiect, care va fi de amploare și știți cu toții că va schimba în mare parte fața municipiului Moinești. Mă refer aici la carosabil, din zona urbană, la trotuare, la incintele de blocuri care au rămas neamenajate,
la strada Mihai Eminescu, care pe lângă pista de biciclete va avea și trotuare noi, cât și preluarea de ape pluviale. Sistemul video care va avea, va fi construit prin acest proiect, canalizația pentru îngroparea capurilor de pe stâlpă și iluminat ornamental dintre locuri și pe strada, pe strada principală. Vis-a-vis de iluminat, știți cu toții că am primit și o finanțare de la Ministerul de Mediului, pe Fondul de Mediu, o finanțare de 1 milion de lei. Acum urmează să tocmim proiectul tehnic. Sper că în primăvară să scoatem la licitație și acesta, să primim banii, să înlocuim lămpile. Propunerea a fost de la PECO, de la RAPO, toate cartierele Bunca Hangam Văsie să fie dotate cu lămpi noi, cu LED. Eu zic că în acest an am demarat câteva proiecte noi, le-am continuat pe cele vechi și inițiem altele noi, pentru că se deschide axa de finanțare 2021-2027, dar din această axă care se încheie acum în 2020, banii care au rămas necheltuiți la nivel național au fost redistribuiți pe ADR-uri și am depus la ADR 5 proiecte. Unul deja a fost avizat, este acela pe mobilitate 2, care tot la fel, la care se lucrează la caietul de sarcini aici la noi, urmează să fie scos la licitație pentru SF și proiectul tehnic, având în vedere că plata pentru aceste două lucrări va fi efectuată din acești bani care au rămas necheltuiți la nivel național și prin ADR. Urmând ca valoarea proiectului să fie de aproximativ 8 milioane de euro, prin care se vor realiza și acolo trotuare, acolo unde este posibil pe drumul național, de la intrare dinspre Bacău până la Comănești, la Vermești, prevare de ape pluviale, de asemenea, lărgirea străzii de la intrare dinspre Bacău până la sensul giratoriu nou creat la intersecția Mihai Eminescu cu atelierilor, cât și amenajarea acelui sens giratoriu, de asemenea, unei pasarele peste calea ferată în zona gării, cât și piste de biciclete de la avion până la sensul giratoriu de la strada Mihai Eminescu cu atelierilor. Așteptăm deschiderea noilor axe de finanțare, să apară ghiduri și cu siguranță voi veni în fața dumneavoastră, consilierilor locali, să aprobați, să aprobați noi proiecte. Cu siguranță nu vom scăpa nicio axă. Eu cred că vom mai avea o ședință extraordinară până la sfârșitul anului, pentru că am finalizat planul urbanistic general, o lucrare începută acum vreo 11 ani, care a durat nu datorită municipiului Moinești, ci datorită proiectanților, datorită avizilor pe care le-am avut de luat de la ministerie, de la guvern și ultimul de la Ministerul Dezvoltării, care a trebuit să avem și intervenție acolo, fiind susținut de mine și arhitectul șef în ședința Comitetului Tehnic de la nivelul Ministerului, după care la Consiliul Județean am primit și aceste avize, iese din dezbatere publică la sfârșitul săptămânii viitoare și cred că undeva pe data de 28 vom avea ședința extraordinară cu acest punct pe ordine de zi și dacă e cazul un punct pe ordine de zi care nu suportă amânare până la ședința ordinară din anul următor. De aceea îmi păstrez să vă urez ca atunci sărbători fericite. Să menționez că festivalul de tradiții din acest an nu va avea loc, având în vedere și legislația în vigoare care nu permite acest lucru, cât și celelalte activități care le realizam acum la sfârșit de an, la sfârșit de an, pe care le-am realizat în anii precedenți, nu vor avea loc în acest an. Știți cu toții, trebuie să respectăm legea, suntem garantul legii în municipiul Moinești. Eu vă mulțumesc pentru scurta activitate cât am avut-o în acest an. Sper ca în anii ce urmează, până la sfârșitul mandatului nostru împreună, să realizăm lucruri bune, să înțelegeți că nu există în portofoliul meu de proiecte decât îmbunătățirea calității vieții din municipiul Moinești a cetățenilor, dar și a celor care vizitează municipiul Moinești, să aibă ce găsi aici, să-l transformăm într-un oraș stațiune turistică și într-un oraș stațiune balneoclimatică, așa cum urmează să primim statutul, fiind și acest statut în dezbatere publică la Ministerul Sănătății, să creăm locuri de muncă noi și vă spun că am deja câteva informații de la, și am discutat cu câțiva oameni de afaceri. Se va face un centru logistic pe posta, pe fostul sediu al bazei tubulare. Sunt acolo 34.000 de metri pătrați, adică 3,4 hectare. Deja am înțeles că s-a semnat un contract de asociere de la proprietarii terenului de acolo. Au fost la o discuție aici să vadă condițiile în care pot obține autorizația de construcție în baza unui puz, în baza cubului nou actualizat și
probabil la unui impuls. Deja s-a semnat un contract de asociere, m-au informat cei care dețin terenul și cu siguranță acea bază logistică, dacă se va construi aici, care va deservi mare parte din Moldova, va crea noi locuri de muncă. De asemenea, au fost proprietarii terenului de la Itau, fostul Itau, dacă știți, la Bezărie, pe Mihai Eminescu, au accesat un fond, un proiect de finanțare europeană, achiziționa niște CNC-uri, sunt acele mașini prin care vor face lemn stratificat și acolo se vor crea câteva locuri de muncă. Și săptămâna trecută am autorizat construirea unei hale pentru verificarea tehnică a camioanelor pe terenul din dreapta, de peste drum de Itau, dacă știți, în dreapta pe Mihai Eminescu la intrarea de pe Bacău. Iată că vin investitori la Moinești, trebuie să-i încurajăm, așa cum spuneam și la proiectul de hotărâre pe care l-am retras, să atragem investitori, să-i susținem pe cei care avem. Numai așa putem trăi și noi în mediul public, pe lângă cei din mediul privat. Mulțumesc! Mulțumesc! Altcineva dintre domnii consilieri? Poate domnul consilier? Mulțumesc, domnule președinte! Coeficientul de infectare, știm cu toții, cu virusul SARS-CoV-2 este calculat. El este îmbucurător, 1,84 la 1000 de locuitori, însă este calculat pe ultimele două săptămâni, pe ultimele 14 zile. Pentru ca noi, la 1 ianuarie, să putem, știu eu, de comun acord, să luăm niște măsuri mai pertinente pentru prevenire, aș dori ca, la prima ședință ordinară, la ianuarie, să ni se prezinte o situație cu total persoane infectate în anul 2020, noi știm cu toții că sunt persoane infectate care rămân pozitive și 60-90 de zile. Deci o situație cu total persoane infectate la nivelul anului 1990. Câte dintre aceste persoane au decedat? Câte persoane, dacă putem, prin medici de familie, au fost suspecte de infectare cu COVID-19 și au primit tratament specific la domiciliu? Pentru că sunt foarte multe persoane care au primit. Și care este coeficientul, procentul de testare la nivelul municipiului Moinești a populației? Acest un prim aspect. Al doilea aspect care aș dori să-l supun atenției dumneavoastră, din datele pe care le am eu, rezultă că până la data de astăzi Consiliul Local Moinești nu are un regulament de organizare și funcționare actualizat conform ordonanței Guvernului 57 privind codul administrativ. V-aș ruga ca până la, ca să nu stricăm sărbătorile personale de specialitate, ca până știu eu la ședința ordinară din luna ianuarie sau februarie, să procedăm la întocmirea acestui regulament de organizare și funcționare. El trebuia prelucrat în prima, a doua ședință de Consiliul Local, pentru că noi trebuie să ne desfășurăm activitatea în baza unui regulament de organizare și funcționare. Atunci se rămâne pe ședința ordinară din ianuarie sau februarie ca să-l supunem dezbaterii pe comisii și să-l aprobăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Altă intervenție? Eu răspund, numai o secundă pot să răspund. Privitor la regulament se lucrează. Un regulament există aprobat de Consiliul Local ca și instituție, dar actualizăm și vă promit tuturor consilierilor că va fi supus aprobării, pentru că trebuie să funcționăm după un regulament. Privitor la datele pe care le solicitați, avem și există în lege faptul că numai Comitetul Județean și prin președintele Comitetului Județean, că dacă deleagă acest lucru DSP-ului, pot face informații cu privire la COVID. Știți cu toții, nu vedeți în presă altceva decât gradul de infectare, dar nu număr de persoane și așa mai departe. Este o atribuție a Comitetului Județean pentru situații de urgență. Puteți să vă interesați la nivelul județean să vedeți că acesta este răspunsul. Pe o solicitare, au atent, nu răspunde DSP-ul? Nu, să știți că nu. Am avut discuții cu doamna director Arim pe această temă. Toate informațiile le distribuie ca urmare a hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și doamna ei de la nivel de DSP. Da, eu vreau să vă întreb cum putem găsi o rezolvare la următoarea situație.
Azi dimineață, în timp ce îmi duceam fata la grădiniță, am văzut că peste drum de Societatea Grific, știți că este cum se coboară încolo spre pe atelier, iar pe partea dreaptă este acel spațiu liber. Azi dimineață erau parcate, cred că, trei, nu știu dacă să le zic, un fel de camioane, semicamioane, din care se descărcau colete, se trimiteau colete către țări străine, eu știu, Italia și alte alea. Era un circ efectiv acolo, ceea ce se întâmpla, în zăpada respectivă, oamenii puneau bagaje, trimiteau și etc. Lăsând la o parte că dă foarte urât când vezi chestia asta. Eu personal n-am știut ce se întâmplă, m-am oprit și am întrebat să văd despre ce e vorba și dă foarte urât, în primul rând, la imaginea noastră. Cum am putea găsi o soluție în care măcar să-i descurajăm să facă chestia asta și eventual să vină în autocară să plătească o taxă și să aibă parte de civilizație, până la urmă, despre asta este vorba? Sau cum putem găsi o soluție? Să spun pe loc soluția. Domnul director de la Poliția Locală va lua legătura cu acei agenți economici care fac acest lucru și de comun acord vom stabili o locație undeva să fie ferită de accidente și de alte incidente care sunt datorii, da? O să ne relocăm. Probabil le vom da un spațiu, nu neapărat cu taxă, pentru că trebuie să-i lăsăm și pe ei să-și trimită pachete la copii. Asta, asta este, dar am zis că trebuie să fie cumva civilizat. Erau toți plini de zăpadă. O să găsim locații, să punem la și o altă întrebare, dezăpezirea. Cine o asigură în municipiul Mănești? Dar dumneavoastră cred că am primit cel puțin 20 de mesaje în care am făcut în toate felurile că nu ne ocupăm cum trebuie. Cu toate că am văzut un utilaj la un moment dat. Un utilaj? Eu nu zic, am văzut eu personal. Eu personal zic că am văzut de la ce au ieșit. Utilajele au ieșit la ora 4. Zic. Nu, eu spun ceea ce am văzut eu. Eu vă spun că mergem acum pe trotuare, că dezăpezirea trotuarelor a început la ora 7. Mergem pe trotuare să le vedem cum sunt, mergem pe orice stradă să vedem. Există o firmă cu care facem acest lucru sau doar oameni? Miră că puneți această întrebare, că această firmă e aprobată, această licitație a fost aprobată în Consiliul Local. Nu știu dacă e aceeași, știți foarte bine că mi-am luat de mici acum. Nu, dar e tot aceeași care a fost de acolo. Contractul pe lungă durată. Ok, am întrebat ca să știți. Este, dar acolo vreau să doresc că încă o dată faptul că a solicitat acele numere de telefon, aveți acolo numărul directorului de la utilități publice, aveți numărul directorului poliției locale, aveți numărul de la dispecerat, dacă nu puteți să-l mai notați odată, care este un telefon gratuit, 0800 800 569. Puteți suna la orice oră din zi și din noapte. Să menționați ceva care vi se pare neregulă. O stradă dezăpezită, un trotuar, nu știu ce semn rupt, ce semn girator deranjat, orice lucru care va fi luat în considerare și va fi rezolvat în cel mai scurt timp. Da. Are cineva? Poftiți. Doar două cuvinte. Faptul că veniți printre sărbători, nu pot să plec așa în ultima lună din an, fără să vă spun cele mai bune gânduri și m-am făcut tare mult că ședințele noastre încep să aibă un aspect așa cum ar trebui să fie, deci alungăm plictisul, nu e rău, orice completare, de orice consider, cred că este bine avenită. Și am convingerea de plină că aparatul de funcțiune este unul corect și până acum am demonstrat lucrul ăsta și de acum în continuare am încrederea că va fi corect. Văd aici instituțiile publice, poliție, pompieri și șefii de servicii de la primărie. Personal nu am auzit niciodată niciun cuvânt rău despre dumneavoastră. E un lucru bun. Ușile domnului primar sunt deschise, domnul viceprimar tânăr și e un bucurător lucrul ăsta. Știe că are în spate o echipă de noi consilieri toți, care oricând putem să dăm o mână de ajutor acolo, să nu fie cazul. Dar dacă este cazul, noi suntem prezenți cu mulți cavalerii, meserul de timpul așa. Să ne vedem sănătoși în luna ianuarie cu toții, să scadă indicele de pandemie, ca să ne dorim și noi, să aruncăm măștile de foc și să facem o servare mare de măsuri. La mulți ani, de pe acolo. Mulțumesc. Altcineva? Dacă nu, declar ședința închisă. Mulțumesc de participare.